Ultima întrebare. De ce e și în rezervă? Ne mitic. Că toți am crezut că rupe gura târgului, că mamă, că faci, a refuzat Bayern ca să vină la toate. De ce? Nu e greu să vii direct titular. La tot băgat. Iar acum... Ce l-a tot băgat? Două minute? Domne, că când l-a băgat a luat gol. Echipa. Adică a sfeclit-o, asta zici? Păi, bineînțeles fără să greșească el. Dar dacă ești în, centrul centru apărării... Și ia gol echipa, ești și vinovat. Gol, echipa, e, e vinovată toată apărarea. Adică și tu. Da, bineînțeles. Deci de asta crezi că nu-l bagă? Da. Încă nu, nu inspiră antrenorul încrederea aia asta? Da, 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 da. Va juca neamitică sau ne-am încântat noi cu Drăgușin? Dom'le, nu știu. Eu, După părerea ta. Eu zic că va băga titular în viitoarele două, trei. Bun, dar va juca, va, va confirma? Sau, dacă, în primul... sau eu va fi un fus? Dacă în primul meci care îl bagă, da. Joacă de nota 6,5 da? Că la ei 6,5 e notă mare La engleză. Rămâne titular Nu-l mai scoți Ia sub 6,5 nici cele două minute nu-l mai bagă Deci nu-l mai vedem Fac un pariu pe cât vrei